Zilele astea mai toată lumea lucrează de acasă sau face live streaming. În fine, toată lumea este acasă și cam are nevoie de un microfon și de o transmisie care să audă cât mai bine. Așa că astăzi o să vă arăt cum puteți să vă îmbunătățiți calitatea sunetului. Trebuie să pun o steluță mare la început. Pentru a îmbunătăți calitatea sunetului aveți nevoie de o placă video Nvidia și este recomandat o placă video cu RTX. Eu în acest calculator am un RTX 2060 care își face treaba foarte bine. Și de curând cei de la Nvidia au lansat o aplicație beta, se numește Nvidia RTX Voice. Este aceasta, foarte simplu de instalat. Odată ce o instalați, alegeți microfonul și sunetul. Și dați enable la noise suppression sau și la remove background from incoming audio. Asta în caz că aveți boxe. Dacă aveți căști, nu o să aveți nevoie. Dar acest clip o să fie one cut, nu o să am nicio tăiere, așa cum îl trag cu toate bâlbele, așa o să fie, ca să auziți toate diferențele. Dacă acum auziți unde zgomot de la calculator, pentru că microfonul este foarte aproape și s-ar putea să audă pe fundal, s-ar putea să auziți de la vecini sirene, voci, s-ar putea să auziți păsări sau poate chiar o bormașină. Și din când în când, cine știe, poate vine cineva și începe să dea cu aspiratorul. Sau poate e vreun coleg care tastează și are o tastatură cu blue switch-uri. De fapt, tu ești cel care are tastatura cu blue switch-uri. Iar Nvidia RTX te va ajuta să-ți îmbunătățești acest sunet. Practic, dacă folosești un video call, dacă faci o înregistrare cum este aceasta, dacă faci un live stream, Nvidia RTX Voice, faci un noise suppression, real time, astfel încât calitatea sunetului este mult mai bună. Și haideți să vă demonstrez. Aceasta este vocea mea în timp ce tastez. Tastatură cu blue switcher, gălăgioasă de fel. După care am activat remove background noise de la microfon și tastez în continuare. Și vocea mea ar trebui acum să se audă mult mai bine. Mă rog, de fapt, vocea nu se va auzi mai bine, nu o să mai auziți zgomotul de fundal. Dar, poate sunteți acasă, sunteți în mijlocul unui Skype call, Zoom call, aveți o întâlnire importantă sau poate faceți un live stream pe Twitch, YouTube, și soția, prietena, mama, se gândește să dea cu aspiratorul în casă, pentru că este acasă, te vede că ești acasă și nu realizează că poate tu chiar faci ceva. Și începe să dea drumul la aspirator. Nu cred că este ok. Dar, în timp ce ai această aplicație instalată, pur și simplu activezi voice suppression-ul și dai drumul la aspirator. Acum aspiratorul funcționează, în caz că nu vă dați seama. O să-l dezactivez. Deci, aspirator funcționează și acum activez Nvidia Remove Background Noise. Și acum este doar vocea mea cu Remove Background Noise activat. Aspiratorul încă merge. Bun. Haideți să dezactivăm asta, să rămână iar în continuare. De fapt, bun. Haideți să lăsăm activat. Ca să fie doar vocea mea când este calculatorul lângă, ca să vă dați seama că cât de mult estompează față de cum se auzea la început. După cum ziceam, această aplicație funcționează pe plăcire video Nvidia cu RTX. Nu contează dacă aveți un laptop sau un desktop, atât timp cât aveți o placă video cu RTX, o să funcționeze din prima. Dacă aveți, în schimb, o placă video Nvidia, generația 900 sau 1000, 1060, 1070, 1080, trebuie să faceți un mic hack la aplicație ca să vă funcționeze. O să meargă, o să facă un background noise suppression destul de bun, aproape la fel de bun precum face și la RTX, însă, atenție, și în cazul plăcerilor RTX și în cazul plăcerilor normale de la Nvidia, o să aveți o penalizare la performanță, adică o să aveți între 5 și 15% performanță mai mică. Deci dacă sunteți într-un joc 4K și aveți această aplicație activată și funcționează, adică trebuie să facă noi suppression, o să vă scadă din performanță. Nu este diferență mare de performanță pentru ceea ce câștigați, dar trebuie să țineți cont de aceasta. Și
Cam asta este recomandarea noastră ca să vă îmbunătățiți calitatea sunetului atunci când faceți streaming, atunci când faceți o conferință, atunci când faceți un video call sau pur și simplu vorbiți cu prietenii și nu vreți să se audă atunci când tastați, mâncați, poate un telefon vibrează și vreți să vă audă decât vocea voastră. Sper că acest script vă este de folos. Nu uitați de un like și un subscribe dacă vă place acest script. Mai jos este o căsuță cu comentarii. Dacă aveți întrebări, neîntumeriri sau reproșuri, eu sunt Lucian, noi suntem Vlog Tehnica și ne vedem data viitoare. Bye!